Pace, dragii mei, alături de mine este fratele Călin Mocanu. Doresc din toată inima mea și din tot sufletul meu să ne aducă o hrană pentru sufletul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El și pe noi toți cei care ascultăm acest gând. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Ceea ce eu consider că este benefic în orice vreme și pentru orice generație este gândul despre ucenicia noastră în relația cu Iisus. Avem un pasaj scriptural din Luca, din capitolul 14, unde este intitulat, are un titlu, Cum să fie ucenicul lui Iisus. Vreau să citesc doar un singur verset de aici și câteva gânduri scurte ca și hrană pentru sufletul nostru. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Este o condiție obligatorie și totodată eliminatorie. Mulți ne numim creștini. De fapt, cuvântul creștin vine de la grecescul Christianos, care înseamnă urmașul lui Hristos. Dar uitându-ne la viața noastră, la impactul nostru în societate, la rezultatele noastre în conviețuirea cu semenii noștri, dacă ar fi să ne etichetăm sau ar fi să ne eticheteze lumea, de fapt, este cel mai bun test pe care îl poate da adevărul. Pentru un nou imbold, pentru un restart, pentru o resetare, să folosim termeni tehnici din ziua noastră, haideți să ne uităm puțin și să vedem condițiile lui Iisus. Dacă nu-mi porc crucea, nu e vorba de o cruce pusă la revelul hainei, nu e vorba de o cruce așezată pe o scriptură, pe o biserică sau pe o mașină, cum avem pești, cum avem tot felul de amulete. E vorba de identificarea mea și a voastră cu Domnul Iisus Hristos în relația noastră unii cu alții. Când vorbesc despre cruce, vorbesc despre suferința Lui, vorbesc despre trăirea Lui, vorbesc despre simplitatea Lui, despre adevărul pe care s-a hotărât să-L trăiască între noi, despre curajul de a afirma voia lui Dumnezeu în fața compromisului. Amintiți-vă de ispitele care le-a biruit împreună cu Dumnezeu când, după momentul botezului în apă, a venit cel rău la el și în nenumărate rânduri și cu Scriptura a încercat să-l devieze de la voia lui Dumnezeu. Cu toate a răspuns, este scris. Și Dumnezeu a dus biruință. Amin. Uitându-ne la el, trebuie să învățăm să ne purtăm crucea în fiecare zi. El a spus, și cine nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Sunt atât de multe căi, sunt atât de multe variante de scurtături la viața creștină. Însă calea, adevărul este una singură și are urme roșii, spunea cineva. Sunt urmele cu sânge ale Domnului Iisus. Dacă e sincer cu tine însuți, în primul rând cu sufletul tău însuți, vei recunoaște aceste urme între atâtea urme în lumea aceasta grăbită și tulburată. Vei vedea urmele lui Iisus. Și vreau să închei cu niște versuri de la un cântec creștin atât de vechi pe care frații noștri îl cântau și spunea așa, pe calea aspra vieții să lași o urmă fină. Toate lucrurile care vin peste noi au menirea să ne formeze. Ce facem? Cum ne relaționăm? Și cum se va prezenta Dumnezeu cu noi la sfârșitul vieții noastre? Vino rob bun și credincios sau plecați de la mine că nu vă cunosc. În concluzie, la ceea ce am spus până aici ca un gând pentru suflet, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Doamne ajută-ne să purtăm crucea, să ne identificăm cu Tine și să călcăm pe urmele Tale până la sfârșitul vieții noastre și vom fi cu siguranță lângă Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos, frate Călin, Dumnezeu să vă dea cuvânt de fiecare dată când vă ridicați în biserică și să puteți hrăni cât mai multe suflete. Suntem doar niște slujitori pentru o vreme, suntem doar niște unelte în mâna Lui și datorită bunătății Lui, El a pus în noi, pentru o vreme ca aceasta, aceste daruri, ca să ne slujim unii altora în dragostea Lui Hristos și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze și, prea iubiților, nu uitați,
că Domnul Dumnezeu nostru stă sus pe tron și face tot ce vrea. Amin. Și tot ce face El este desăvârșit. Amin. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu.